Moldova atacă un loc pe podium la campionatul european la mini-fotbal printre amatori. Mini-Euro 2014 va avea loc în Muntenegru. Turneul se va disputa în perioada 26-30 noiembrie la Igalo Sports Hall din orașul Herceg Novi. Moldova face parte din grupa D alături de Muntenegru, Israel și Scoția. Moldova in group D. Montenegro and Moldova in group D. Мне сложно как бы говорить, я ни разу не выступал на таком турнире, поэтому на таком международном турнире. Но это, наверное, должен говорить об этих командах, наверное, главный тренер. Echip plus practic tot challenge care noi am avut și am precedent în Grecia. Am să schimbat Irlanda cu Scoția. E că niște adversari, dar va fi foarte greu, cred că cu Muntenegru, deoarece e gazda și cred că tribunile vor fi prime și va fi o presiune oricum pe noi. Muntenegru, it might be one of the smaller countries in Europe, but as you can see in our sport, that the size of a country or the size of a pitch sometimes is not so decisive. So I can really say I'm looking forward to a beautiful tournament in this beautiful place with the most beautiful game in the world. Pentru marele trofeu vor lupta 24 de selecționate, care au fost împărțite în 6 grupe, a câte 4 echipe fiecare. În optim se vor califica primele două clasate, dar și cele mai bune 4 formații de pe locul 3. Obiectivul cât mai sus, să fim acolo, să fim adică pe primele 3 locuri. Я думаю, что как бы по-любому постараться выйти из группы, конечно. Это, наверное, надо ставить такую задачу. Obiectivul care să-l punem noi, asta va fi să întrebăm primii 3. Eu cred că noi avem foarte buni băieți, fost jucători, care au tot posibilitatea nu să iasă din grup, dar chiar să câștige campionat. Antrenorul național Moldove la mini-fotbal, Vasile Arlet, a ales jucătorii pentru Mini Euro 2014. Lotul Moldove este format din 18 fotbaliști care reprezintă 6 cluburi. Gold Travel, Parma Prim, El Paso, Joker, Oldcom și Ecolux. Pot să fie și schimbări. Mai cu campionatul încă merge și legătorii sunt mulți legători. Mi calcă că nu sunt programate, că trebuie să ne strângem cu lotul, facem antrenament, vorbim, după ea vedem ce facem. Cred că cu echipă din campionat. Если будут квалифицированные футболисты, то я, конечно, думаю, что найдут взаимопонимание, конечно, между собой. Eu nu știu încă cine convocat, dacă băreți, eu spun că mai mulți trebuie să fie convocați, că la noi echipa e foarte bună, dar sunt buni jucători și în alte echipe. Eu nu sunt gata, eu am 90 ceva de chili, eu așa pentru mine joc și eu câteodată ies când sunt echipe puțin mai slabe, dar așa nu, lasă băieții, sunt băieți mai buni și în formă, adică. Dacă îți mai iei pur și simplu ca turist, eu cu mare plăcere, dar de jucat pentru națională la mini-fotbal nu. Eu singur nu doresc. Microbiștii pot face deplasarea la Mini Euro 2014 împreună cu selecționata Moldovei. Pachetul turistic costă 590 de euro. Condițiile este și achete o taxă de 590 de euro. Deci, de asemenea, merg în autocar cu echipa, sunt cazați, mâncare, de asemenea și sunt echipați integral pentru toți fii la fel, să apărăm și noi frumos, nu ca niște turiști. Partenerii noștri sunt companie care ne întotdeauna ne susține, asta este o companie Pharma Prim. Anul acesta, de asemenea, va fi și Gold Travel-ul și asociația AITA. Selecționata Moldovei la mini-fotbal ocupă locul 11 în clasamentul european printre 29 de țări. Federația Europeană de Mini-Fotbal a fost fondată în 2010 și înregistrată oficial în 2012. IMF are 28 de membri. Până acum s-au disputat 4 ediții ale campionatului european la mini-fotbal. În 2010 turneul a avut loc în Slovacia, în 2011 în România, în 2012 în Moldova, în scoarul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, iar în 2013 s-a desfășurat în Grecia.
În 2010 Moldova nu a participat, în 2011 a ocupat locul 3, în 2012 tricolorii au fost eliminați în sferturi, iar în 2013 au părăsit competiția în optim. Михаил Веркулов! 1-0! La toate cele patru ediții, campioană a devenit România. What is the connection between professional football and mini football? In my point of view, the mini football have to be seen like a complementary to professional football. The football areas supported by UEFA are addressed to professional, whose job is to be a pro football player. Mini football instead, I strongly believe that it's a sport area addressing to mainly mini football fans, amateurs, people from the tribunes. If you'd like. And why? Because it offers the possibility to any individual to play football in accordance with the physical and sports abilities that any person has whose job is not to be a football player. That mini football can consistently help professional football. Practicing this sport may lead children and youngsters to big football. În campionatul Moldovei la mini-fotbal, după etapa a 8-a, liderul ligii 1 este Gold Travel. Locul 2 este ocupat de Pharma Prim, iar pe poziția 3-a se află Stealth. Liga 2, pe primele trei locuri se clasează Rompetrol, Termocom și Nuton.